Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Câinii mei latră pe fundal, dar ignorați, nu știu ce dracu' i-a apucat. Bine, o fi și chestia că mai trebuie să le dai să mănânce, ca să nu așa. Dacia aia mea mi-a dispărut de aici, din garaj. Nu înțeleg de ce, că cam aș pierde joc, după cum vedeți. Nu mai am nicio Dacia aici, că mi-a dispărut o fiera al dracului de GTA. Că a trebuit o să... Nu știu, o fi de la motocicleta aia, că am prea multe sloturi ocupate, dar nu înțeleg în pana mea, deci... Băgați semn naibii frumos mașina aici, adică țineți și voi data trecută și se pare că mi-a dispărut Dacia aia. Sau de acum două doți, măcar nu mi-a dispărut bicicleta și chopperul ăla. Hai să iau motorul ăsta, că îmi place mie să merg motocicletă mai mult. Să vedem ce misiune avem prin zonă. A, uite una chiar aici aproape cu Beverly. Hai să vedem ce treabă avem noi aici. Câinii mei se pare că nu se opresc din lătrat. Am uitat să dau și drumul la cronometru ca să nu fac chiar și episod prea lung. Nu da alta, dar nu cred că aveți chef să vă uitați la un episod lung de o oră. Cum de-am făcut eu clipul ăla de WWE cu I Hate Pink contra Dani Penegi Dorian Popa de a avut vreo 45 minute. N-am crezut că ține atâta. Dar nici n-am tăiat din meș că nu prea am avut ce să tai. Ce vrei mă tu cu asshole-ul? Ce arma? Micro se merge. Aș. Stai mă. Ăsta. Nu ăsta, ăsta aș. Pe Frank l-am făcut numai bun de dus la război. Uite-l aici pe fraierul ăsta. Ce vrei, mă? Trebuie să mă dau jos. You know what? If you thought it was incredible getting a shot of the aging trout the other day, you just wait till we get a picture of Poppy Mitchell getting in a dirt box, man. Beverly, good to see you. Dirt box. La ce s-o referi, nu știu. Acum mai trece și un tractor. Stai că țin așa geamul cu o mână. Dar trebuie să merg. Hai că a trecut tractorul ăla. Mă, urăsc să stau la țară să-mi bap. Mai și abțin să-mi jur acum că atât îmi trebuie mie să mă belească YouTube-ul că vorbesc curat. Ia mă, ce trebuie să facem? Dacă asta e misiunea aia în care trebuie să-i filmez pe aia când se fut bine, când se fut, îmi pare rău. Eu nu vă arăt secvențele alea. Așa, nu e asta. Nu, dar nu am chef să-mi dea acum un strike, eventual o să acopăr alea sau nu știu. Nu, știi ceva? Dacă cumva o să apară o scenă de futai, o să o randez separat și o voi uploada pe serverul de Discord. Așa că dacă vreți să... Mă rog, deci dacă cumva urmează o scenă de futai, că știu că e o misiune în care îi filmez pe unii când se fut, o să pun pe Discord asta. Aveți serverul de Discord în descriere. O să te la montaj asta și vă las acolo. Sigur e în descriere serverul de Discord, imposibil să nu fie. Deci văd că nu-i nevoie. Hai să vedem pe ăștia cum se fut aici. Ok, secvența asta de aici. Deci în acel moment am filmat scena de futai. Nu le pun pe YouTube că mă omoară drepturile și astea cu strike-uri. Hai, urcă-n... Să mor conduce ăsta. Aș trebuie să-i filmez pe ăștia cum vin după noi. Deci aveți în descriere serverul de Discord. O să aveți acolo secvența cum se fută aia. Hai mă că te filmez, hai fă vino încoace. De ce mai vine cu gorilele după mine? Vii cu gorilele peste Vadim Tudor! Așa, așa. De ce ești capabilă? Cu ce faci tu cu gura aia? Nu face nimeni cu curul. Și acum să o lovească o mașină, ce aș râde. Da, mă. Îmi demolești tu mie măciuca. Mă, ce-a dracu e asta? Mă, asta numesc eu curvărea.
Sau o badass bitch. Nu ca astea de la noi care mor de foame și o sugă. Pascuns. Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage. Asta da târfurea, nu ca să de noi în România sau cum mai aveți voi colegi de clasă care își dau fițe de prințese virgine, dar ele mângâie maimuța ălora cu burta de bere. Și mai devreme am conjugat corect verbul a suge, deci să nu ziceți că am zis ceva de mine, ok? Așa se conjugă verbul a suge, la forma aia. Hai că vă iau și cu româna. Ok, deci am filmat pe aia când se cordeau. Scena aia cred că o pun pe serverul de Discord. Nu de alta, dar mie că mă omoară YouTube-ul. Dacă sunt destule videoclipuri de genul cu acea scenă, o să o bag și un clip. Dacă nu, intrați pe Discord ca să vedeți așa scenă de babardeală. Ok, hai să nu mai bat cu stâlpul să văd în ce parte este misiunea aceea. Ai de capul meu. Da, hai să văd unde o fi Michael și Trevor. Poate ei sunt mai aproape. Michael n-are treabă, deci Trevor. Hai să vedem la Trevor. Trevor e un... Hai că stai mai aproape. E acasă, ce dracu face? Borăște fântână arteziană. Terorizează un boschetar, ok. Ceva absolut normal pentru Trevor al nostru. Ia mă, ăsta are misiune aproape, mașina lui... A, uite-l mă ce aproape e Devin ăsta, hai că ajung mai repede la el. Da, nu-i conduc mașina, că nu-i supor mașina aia, dă-mă motorul ăla acolo. Dacă vine unul care măcar... Bă, cine mă lovește cu mașina, mă, să-i curvă, clar? Vorbeam de YouTube, că nu te lasă să înjuri și eu până acum am tot jignit persoanele de sex opus mie. Asta e, sunt un misogin. Aia, o să vină feministele și o să mă omoare. Dar chiar mă, la ce dracu mai are rost feminismul în secolul 21, pana mea? Că acum femeile au dreptul la vot, au dreptul să muncească, să conducă, mai puțin pe la arab. Dar am văzut că pot să conducă și în unele țări arabe. Recent am auzit asta, am văzut undeva. Așa că ce pot spune, dacă cunoști pe care vreo femeie care susține feminismul și toate căcaturile astea care, ci că tot o ține pe aia că, că femeile n-au drepturi, să știi că e o proastă probabil. Sau o ciufută, una din două. Și dacă ești băiat care într-una vorbește e feminist, că femeile n-au drepturi, din nou, cred că duci lipsă epizdă și nu știi să atragi atenție. Ok, Los Santos, hai să vedem ce treabă avem noi pe aici. Ce dracu face ăsta umblând gunoi? Adică bine, e Trevor, ce dracu să-i ceri. Go to police front desk. Deci la biroul de poliție. Deschide ușa, creștine. Devin Weston sent me. Oh, right. The helipad is on the roof. Get to the helicopter. Iar trebuie să pilot... Nu aici, nu aici, nu aici. Ah. Stai că am și planul cădirii. Hai că îl bate pe ăla acolo, deci trebuie să urc scările. Sunt niște scări pe aici, dar uite scări. Hai, urcă scările, Trevi. Da, mă, Trevi, asta o fi... Așa îl lintau colegii pe Trevor când era copil. Trevi, oare? Ne, trebuie să mă luc pe acoperiș un elicopter. Doamne, cât urăsc să pilotez în jocuri. Nu e... Mai puțin în Far Cry 5. În Far Cry 5 mi-a plăcut. Ce-i drept? Era mai mișto. Făceam tumbe de alea în aer. Nu pilotez eu, nu? Nu pilotez eu. Mersi, doamne. Ok, nu pilotez eu, ce treabă avea. Ce trebuie să fac? Ok. Deci, used to aim the camera, zoom. Aiming the crosshair location, point to ground, instruct the pilot to fly. Deci, a blue marker, aha. Trebuie să-i filmez pe unii. A full body scan will take place on the target, revealing their name așa. Deci în partea asta o să mergem cu elicopter, ok. Ok, hai să vedem pe cine trebuie să scanăm. Dar noi aici am avut o treabă mai de mult, am făcut niște misiuni aici.
Da, măi, zoom-ul la maxim, ok, nu mai îmi dai instrucțiune, mă, că știu și eu să mă joc, uite-l. Asta era Frank, am zis. Ok, urmărim palții, văd. Unde naiba mă duce ăsta, mâncați aș peleu. Paul se-l degustă pe ăsta, ok. Dezgustă, nu degustă. Ai de capul meu cât am de... Mă rog, ăsta are de pilotat până acolo. Dar ăștia sunt pe acoperișul la clădire, că nu-mi dau seama. Ate și reclamă la țâțe acolo. Ia, ăia sunt după clădire. Ăsta... Deci Chad Mulligan, ok, Muli mi-ar mie să, nu știu. Mula, așa, gata, îi zicem. Îi zicem Cipri Mula, așa. Nelson! Hai mai încoace. Alții, mă, alții care se fut acolo, ce dracu. Sau, a, nu, ăsta vrea să-l arunce, am crezut că se fută, știi. Asta e femeie? Ce dracu, scanezi o muiere? Bă, ce am crezut că se fute ăștia, dar de fapt îl arunca de pe clădire. Iată-l dracu, are și panouri solare. Unde? În partea asta. Hai în partea, uite. Uite ce e aici. Nu e asta. Asta? Nici asta, poate asta. Nici asta nu e. Deci și primulă, un și primulă nu-i pe... Asta zace mor de beat, văd. Nici asta. Asta poate... Care se uită să vadă dacă îi se mai scoală. Iată câinele ce alergă pe acolo. Nu e ăla. Poate ăștia. Ăsta e. Ia ce le-ai cu ochii. Și trebuie să-l urmăresc pe ăsta sau ce naiba. Aute și un câine. Ia mă, ce câine ăla ăsta. Rottweiler, e ca ciopul ăla. E stau un ce? Mă, dar ăsta nu-o fi ciopul al lui Franklin, nu cred. Ia. Yeah. Și acum trebuie să stau să-l urmăresc pe ăla. E, măcar cu scena aia de futaie mai devreme. Măcar cu scena de mai devreme pot să fac un clickbait ceva să mai urc. Hai că l-am găsit. Ăsta o să iasă în stradă, nu? Să înțeleg cât. Deci pe la mor de beat acolo, văd că s-a trezit. Scoate o mașină, cred. Ah, ăsta e Franklin, nu? Sau ăla e altul? Ah, nu cred că e Franklin ăsta.
Trebuie să-l urmăresc pe ăsta, deja m-am plictisit, frate. Dacă intra în autobuzul ăla ce mișto era. Uite pe aia ce se bușesc. Ia intră pe stradă. Sau ăsta era Franklin până la urmă, pana mea. Așa, iese pe acolo. Păi și la un sosie mai în față. A, uite-l. Mai face și Trevor. Bă, dar asta cred că special face așa. Ia intră iarăși pe stradă. Și intră aici cu mașina. Ok, cred că acum mă schimbă pe Franklin ca să-l caut pe muia ăla. Și parcă la același avea misiune și cu Trevor și cu Franklin. Înseamnă că dacă probabil eram cu Franklin, luam misiunea de la Franklin. Dacă setam pe Franklin și mergeam cu Franklin la misiunea la Devin ăla sau cum îl cheamă, probabil că facem acum ce face Franklin acum. Îl fugăream pe ăla cu mașina, așa cu elicopterul măcar n-am pilotat. Ok, văd pe aici pe camera termală, dacă ar o fi. A, pe jos vrea să mă uit după. Pe jos nu-i nimeni, să știa doar aici. Zoom on Franklin. Care-i Franklin? Să-ți fie? Deci nu este. Să nu chest. Să nu că la e. Ok, dăm cu o mașină. Ce facem ăsta? Se urcă în dubă. Presc că nu mai am, nu mai trebuie să mă luă asta, nu? Așa. Dă asta mis, unde e să mă duc? Ok, am făcut rost de mașina asta de epocă. Mr. Clinton. Hey, Mark, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. Ok, să urcem Z-Type-ul. Personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Îmi vibrează și telefonul, că tot vorbeam mai devreme de Discord să pun secvența aia. Deci rugați-vă să nu... Să găsesc foarte multe clipuri cu scena aia de sex pe GTA 5. Dacă nu este, aia e, o pun pe Discord. Nu vreau să-mi iau strike acum pentru secvența aia. Cam mai pățit chestii de genul. Sau aș putea să uploadez episodul ăsta pe canalul secundar. Nu, de fapt știi ceva? Nu pun pe Discord. Mai ales dacă vedeți acum asta, pun pe canalul secundar scena aia
Dar stai mă, că mi-au strike și acolo. O las pe Discord până la urmă, că pe Discord nu pățesc nimic. M-a luat pulse ce dracu. Da, uite spray-ul în față, acum la spray-ere. O vopsesc două dracu numai să scap de wanted. Iau și un stâlp, că îmi place să fac de-astea. Hai, intrăm în depășire frumos, ne punem la loc pe bandă. Deci o târfă. Nu. Gata. Nu mai găsește miliția acum. E închis acum ăla, bă, că am ea și picioare. Stai că mai vine un echipaj. Stai că aș putea să rup aici asta. Așa. Gata, am scăpat de wanted. Hai să ducem mașina asta. Ia ce speed limit 15. Du-te mă de aici cu speed limitul tău. Ok, hai să ducem. Opa. Mamă, dar derapează mașina asta cât de cât așa. Model de ăsta vechi. Dar e mișto oricum. Să o mașină de asta de epocă, acum știi cum o vinzi. Era ceva dacă te năști, dacă aveau, nu știu, rude care au, când trăiau, aveau mașini de asta de epocă și să le fi avut cumva undeva păstrate, o puteai vinde la muzeu de mașini. Cum deși dacile noastre peste 100 de ani cred că o să valoreze ceva. Cred. Sau probabil că nu, că găsești dacie foarte ușor în România. Aia, noi românii se pare că ne mulțumim cu mașini de astea câteva sute de euro. Adică niște mașini mai ieftine probabil decât pisurile unora dintre noi. Atât mă pe ăsta. Hai că mă bag în fața lui să circul pe dreapta. A, dar stai mă că e cu sens unic aici. E ok atunci. Asta ce e aeroportul. Dă-te mă taxiul prost, dă-te, hai, valești. A, dacă trebuie să mă învârp pe aici. Dar stai mă, nu pot să mă azvârlu pe aici? Și ia uite cum ajung acum la destinație. Na. Acum trebuie să fie pus pe ecran ăla care, gen negru ăla care arată că gândește. Păi ce ești a fost când sări pe acolo? Deci la stânga, ok. Hai să fac niște cerculețe pe aici. Ne, am încercat să fac așa niște cerculețe. Uite așa, așa drifturi, sau cum mai fac unii prin parcări pe la Carrefour. Am un coleg care zice până la mama dracului într-un Carrefour ca să facă, mă rog, aveam că am terminat liceul, care se ducea până în Carrefour cu Valentina ca să facă drifturi. Mă rog, așa zice el, acum nu știu dacă chiar e în stare de așa ceva. Și invers așa. Wow! Ok, ajunge cu cerculețele, parcă aș face de-alea în lanul de porumb, cum și că mai fac extraterestrii. Ți-am dus și mașina, sper că ești mulțumit. Ce dracu! Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. Okay, ajunge. Get to airport exit. Oh, okay. Hai, dă audio ăsta încoace. Cred că e după un Audi asta făcută. Cum are circulețele alea? Stai, pe aici ieșirea. Așa, punem stop. De la stop și am ieșit, gata. Misiune făcută. Hai, mai fac niște circulețe și am intrat deja. Completit. Ah, am făcut 50% din joc sau ce vrea să zică?
În fine, o să încheie și acest episod. A, doar arată muie asta, am înțeles. N-a la muie! N-a și tu! Mă, dacă te pistoale am luat ulul ăsta. Păi, cam atât cu episodul acesta. Eu sper că v-a plăcut. Din nou, scena aia cred că o să o pun pe Discord, că na, pe serverul de Discord aveți linkul, pardon, sau link, da, ce dracu fie ăla, în descriere ca să intrați acolo pe Discord. Asta e rampa, stai, hai că fac și o săritură pe rampa aia. Trebuie să intru cumva cu mașina aici, dar pe unde dracul intru? Cred că trebuie să dau ocol cumva, hai să încerc să fac un... O săritură pe acolo, că tot nu-i mașina mea asta. Ia. Deci... Bun, cum sar eu pe aici? Hai că vreau să sar pe rampa aia. Hai să dau așa. Sau uite, pe aici așa. Hai că pot să fac ceva. Na. Ia, pot să mă și învârt? Nu prea pot, văd. Uite, mă dau peste cap. Mă dau peste cap. Sau pic în bot și mor. Una din două. Hai, dă-te peste cap. Nu mă, pic, nu, stai mă că nu pic bine, bă. A îmbelit, așa-i. Să vezi că pic pe locul de parcare. Deci să înțeleg că dacă picam drept peste mașina lui ăsta eram șmecher. Sau să fi ajuns acolo. Mă, am încercat ceva pe rampa aia acolo. În fine, cam atunci cu episodul acesta de GTA. Ia mă, pot să mă sui pe ăla acolo, dar nu cred, poate, dar nici cu mașina nu pot să mă sui pe ăsta, că n-au roțile loc. Ia, dar cum dracului mă sui pe aici? Ia, pot? Să înțeleg că nu. În fine, cam atunci cu acest episod, eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură, butonul de mai jos și văd că tot eu am picat când am sărit în ăsta. Și cam atât, până ta viitoare, ciao, les!